Luminița Angel a ajuns în centrul atenției după ce a reușit miraculos să slăbească 10 kg. Toată lumea s-a întrebat cum a reușit, având în vedere că nu a apelat la nicio intervenție chirurgicală. Luminița Angel a dezvăluit, în premieră, în detaliu, pentru Waubiz, ro, metoda folosită. Forma pe care o am acum și anume cu 10 kg în minus se datorează în primul rând faptului că, împreună cu fastingul, fac 10 km pe zi de mers sportiv, adică un fel de maraton, un mers rapid, prinzând antrenament, deja organismul se comportă altfel. Efortul este foarte mare, nu e deloc ușor. Pe lângă faptul că eu nu mai mănânc de la 16-17, am avut foarte multe probleme cu picioarele. Până mi-am găsit încălțările potrivite, am avut mereu bășici, bătături, dureri îngrozitoare de gambă, de încheieturi, de gleznă, pentru că îți trebuie încălțămintea potrivită pentru asfalt. Asfaltul nu e recomandat nici pentru alergare, nici pentru mers persoanelor care au probleme cu coloana, a declarat Luminița Angel, în exclusivitate, pentru Wowbiz. Ro. Luminița Angel iubește să vorbească despre acest subiect, pentru că totodată, este și o satisfacție personală. Aceasta ne-a mai povestit cum s-a îngrășat intenționat în timpul sarcinii și cât de greu ea a fost să revină la forma inițială. Eu am acum peste 50 de ani și până acum am încercat toate rețetele planetei. M-am îngrășat foarte mult în sarcină pentru că am vrut. Toată viața mea am fost într-o dietă continuă și atunci, în momentul în care am rămas însărcinată, a fost ca o mică răzbunare, iar prietenul meu cel mai bun a fost frigiderul, dar mi-am asumat, pentru că știam că mă voi îngrășa. Fiind dintr-o familie cu tendințe de îngrășare, ambii părinți au fost, știam că orice deviație de la un program sănătos de dietă îmi va dăuna și așa a fost. Le-am dat foarte greu jos după ce am născut, pentru că nu am născut natural, nu am alăptat foarte mult, nici nu mai aveam vârsta, pentru că am născut la 43 de ani și atunci, pe măsură ce corpul îmbărânește, reacționează diferit la aceste diete. Și acum după 50 de ani și eu sunt uimită de faptul că am avut așa un randament la acest tip de sport, pentru că eu am făcut sală foarte mult, a mărturisit Luminița Angel, în exclusivitate, pentru Wow Pro.